Luptele acerbe între hinduși și creștini începute în luna mai continuă și în prezent în nord-estul Indiei, iar unii experți în drepturile omului dau vina pe guvernul țării pentru că alimentează violența religioasă. Confruntările religioase și etnice dintre comunitatea majoritar hindusă Meitei și minoritatea creștină Kuki au provocat cel puțin 180 de morți, peste 500 de răniți și 300 de biserici distruse. Manipur înseamnă țara bijuteriilor, dar regiunea, cunoscută drept Elveția Indiei pentru frumusețea sa naturală, arată astăzi mai mult ca o zonă de război. Parlamentul European acuză guvernul Indiei, condus de un partid pro-hindus și premierul său, Narendra Modi, că au alimentat violența prin promovarea politicilor motivate ideologic, care dezbină și care promovează majoritarismul hindus. Departamentul de stat al SUA a asomat India în luna mai din cauza deteriorării libertății religioase și pentru tratamentul discriminatoriu acordat creștinilor și musulmanilor în special. Noi informații apărute în presa internațională scot la iveală faptul că administrația Biden a decis să continue eforturile de a face față ambițiilor nucleare ale Iranului prin adoptarea unui acord de tipul mai puțin pentru mai puțin, în care iranienii sunt de acord să nu îmbogățească uraniul cu o puritate de peste 60% în schimbul a 6 miliarde de dolari. Administrația Biden își propune în esență să amâne tratarea amenințării iraniene până după alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024. Confirmări indirecte au venit și din partea iraniană, ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir Abdollahian, recunoscând că va exista o dezghețare a 6 miliarde de dolari din bănci sudcoreene. El a continuat să evidențieze interesul puternic al regimului liderului suprem de la Teheran de a ajunge la un acord diplomatic cu administrația Biden privind limitarea programului nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancțiunilor Statelor Unite ale Americii. Mai mulți oficiali israelieni, atât cei aflați la guvernare, cât și din opoziție, consideră această înțelegere ca fiind îngrijorătoare. Banii încasați de regimul Ayatollah vor fi folosiți pentru a destabiliza și mai mult Orientul Mijlociu. Ministrul de externe Eli Cohen s-a întâlnit marți cu președintele Santiago Pena la doar câteva ore după ce Pena a preluat mandatul, iar cei doi au căzut de acord asupra deciziei de a deschide ambasada Paraguayului la Ierusalim. Va fi a cincea ambasadă deschisă în Ierusalim. Președintele Paraguayului va inaugura în lunile următoare ambasada țării sale în capitala Israelului. Israel își va redeschide ambasada din Asunción, capitala Paraguayului. Cohen l-a invitat pe președinte să vină în Israel pentru inaugurarea ambasadei la Ierusalim, iar președintele a răspuns că intenționează să vină și să participe la ceremonie. Nu au fost oferite alte detalii. Ministrul de externe Cohen a spus că, cităm, deschiderea ambasadei Paraguayului la Ierusalim și a ambasadei Israelului la Asunción va consolida poziția regională și internațională a Israelului și legăturile importante dintre țări. În ultimii ani, alte țări au urmat exemplul SUA de a-și reloca misiunile diplomatice la Ierusalim. Cohen a declarat recent că este optimist și că se vor mai deschide și alte trei ambasade la Ierusalim în viitorul apropiat. Mai multe companii mari din Olanda oferă un concediu special plătit pentru angajații care se identifică drept transgender și încep o tranziție medicală de schimbare de sex. Potrivit datelor culese de agenția de presă de stat NOS, sunt deja 400.000 de angajați care ar putea solicita un astfel de concediu. Potrivit ziarului Reformatorisch Dagblad, aceste modificări ale acordului colectiv între întreprinderi și angajați sunt acordate de multinaționale precum gigantul tehnologic Philips sau cel mai mare serviciu poștal privat PostNI. Aceste firme oferă un concediu plătit pentru tranziția de gen de până la 24 de săptămâni. În cazul grupului de retail Ahold Delhaize, cu peste 130.000 de angajați, concediul pentru cei care încep o tranziție de gen este de 33 de săptămâni. Concediile pentru schimbare de sex sunt mai generoase decât cele oferite femeilor după naștere, unde concediul de maternitate este prin lege de 16 săptămâni pentru mame și 5 zile pentru tați. Grupul LGBT Transgender Network a salutat acordarea acestor concedii plătite, dar solicită ca măsura să fie inclusă ca drept prin lege pentru toate persoanele care lucrează în Olanda.